Florentin Olteanu, cel care mai bine de 10 ani a fost președintele Fundației Culturale Negru Vodă, și-a dat ieri demisia din funcția de conducere. Acesta s-a declarat nemulțumit de colaborarea pe care a avut-o în ultimii ani cu forurile locale. În locul lui a fost ales profesorul de sport Graură, care speră să mențină ștacheta la același nivel cum a ținut-o și Olteanu. După mai bine de 10 ani, timp în care a ținut frâiele conducerii instituției culturale Negru Vodă, Florentin Olteanu și-a dat demisia. Acesta a declarat că hotărârea pe care a luat-o a fost din cauza lipsei de colaborare între instituția culturală și forurile locale. E adevărat că plec foarte nemulțumit, foarte nemulțumit, și ieșirea mea din funcțiile de conducere ale efective, executive ale fundației este în primul rând pentru că după am fost încurajat 10 ani de zile, mi-au dat spațiu, mi-au spus se va face muzeu, a fost trecut totdeauna în proiectele, să zicem, de propagandă electorală, să mă trezesc că de fapt nu se va face. De asemenea, acesta a mai declarat că i s-au pus piedici și în cazul statuii lui Negru Vodă, o altă inițiativă care le-a aparținut celor de la Fundația Culturală, dar pentru care nu li s-au recunoscut meritele. Sunt nemulțumit total și de modul cum au procedat cu noi privind statuia Negru Vodă. Am dorit așa de tare, a fost inițiativa Fundației Culturale Negru Vodă. Cine vine astăzi și spune cum a făcut el și așa mai departe, treaba lui. Dacă a făcut, să zicem, a avut o inițiativă, este problema lui. Dar toate actele privitor la realizarea Fundației Culturale Negru Vodă, realizarea lui Negru Vodă, se află la Fundația Culturală Negru Vodă. Și inițiativa, o să vedeți că fundația este prima, apoi primăria, apoi muzeul. Deci și locul ștampilelor arată unde ne aflam noi. Locul acestuia a fost astfel preluat de către profesorul de sport Florentin Graură, care promite că va continua proiectele începute de către fostul director și speră ca activitatea întreprinsă de Olteanu să fie dusă mai departe. Mai ales că în urma raportului de activitate întocmit de către fundație în 2012, aceasta a avut la activ foarte multe proiecte care se doresc a fi continuate. În ce privește Fundația Culturală Negru Vodă, eu văd o soluție foarte bună această împărțire pe departamente, și aceste departamente le văd cu o anumită independență, adică acei directori de departament să vină cu inițiativă, cu programe, cu tot ce trebuie și să le rezolve. Sper că prin această organizare să păstrăm ștacheta la înălțimea la care ne-o predă domnul profesor Olteanu, și să continuăm la același nivel. Totuși, Florentin Olteanu nu va pleca de tot din cadrul fundației. Acesta va mai activa din umbră și va duce, speră el, la bun sfârșit proiectele dragilui.